Bună, dragii mei, sunt Alexandru Petrache și am pentru voi un apartament cu 3 camere de vânzare în Timișoara, în zona de nord, în Calea Lipovei, vis-a-vis de Serviciul Român de Informație, Poliția de Frontieră, pentru cei care sunt de aici. Apartamentul este într-un bloc anvelopat, la etajul 4 din 5, adică deasupra este mansardă. Apartamentul este un model mare, de aproape 70 de metri util, plus 2 balcoane. Unde suntem noi acum? Suntem în living-ul apartamentului. Apartamentul se vinde nemobilat și trebuie recondiționat, zugrăvit și schimbat una alta pe aici. Îmbunătățirile imobilului sunt centrala, pusă nu de foarte mult timp, și termopanele, care au fost puse de acum câțiva ani. Bun, suntem în living. Din living avem ieșire în primul balcon, unde avem și centrala Alison. Instalația centralei este pe cupru. De aici revenim în living. Avem parchet masiv, după cum vedeți. Dacă se rașchetează și se paluxează, este ce trebuie. Din living suntem în primul hol al apartamentului, unde pe partea stângă este bucătăria, care, dacă se dorește, se poate uni cu primul balcon. Nu este mobilată, gresia e de pe vremea lui Traian, dar se poate face după bunul plac al omului. Suntem în... revenim în hol, unde pe partea stângă este o baie de servici, o baie micuță. Avem o debara pe dreapta, care, bineînțeles, se poate sparge și aceasta dacă se dorește, sau pur și simplu se poate face un mic dressing încorporat. Un hol lat, unde pe partea asta se poate face tot dressing, iar puțin mai în față, pe partea stângă, este primul dormitor. După cum se și observă, cu această mobilă care este foarte scumpă dacă o scoateți la licitație. Așa. Aici este locul pentru mașina de spălat. Și, mă rog, se schimbă și acest bar. Baia. Baia care e destul de spațioasă, cu cadă și cu minunatul geam. Și cel de-al doilea dormitor. Corina mai pierdut. Nu? Nu mai pierdut. Cel de-al doilea dormitor cu ieșire în cel de-al doilea balcon. Dragii mei, acestea fiind spuse, vă așteptăm la o vizionare și să cumpărați acest apartament pe care puteți să-l folosiți în regim hotelier, personal și cum mai vreți voi. Numai bine, v-am pupat!